Abia ajung pe lume și sunt puși în fața unei lecții grele de viață, lecția abandonului. Vorbim despre nou-născuții lăsați de mame în maternități. Din păcate, numărul cazurilor de bebeluși abandonați a crescut în ultima vreme. Autoritățile caută acum soluții pentru ca mamele să nu mai recurgă la astfel de gesturi. Cadrele medicale de la secția de neonatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova au o misiune în plus, să fie mame pentru nou-născuții abandonați, și astfel de misiuni se petrec din ce în ce mai des, pentru că tot mai multe mame renunță la pruncilor chiar din prima zi în care îi aduc pe lume. În ultima perioadă vreau să vă spun că a crescut numărul acestor copii abandonați din vari motive. Unul dintre cele mai frecvente e faptul apariției copiilor prematuri, mamele care nu mai merg să se urmărească la medic, care nu-și fac analizele înainte de perioada gestațională, și atunci apar și aceste probleme. Apar copii cu greutăți mici, a căror probleme, pe lângă problemele pe care le au cu greutatea, au și probleme la nivel pulmonar, în ceea ce privește partea de maturizare, să spunem așa, a plămânului, partea de maturizare a ochilor și așa mai departe. Și atunci apar diverse probleme, unele dintre mame renunță sau familiile și își lasă copiii la noi. De la spital, copiii sunt preluați de reprezentanții Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj. Autoritățile abilitate încearcă să găsească soluții pentru ca bebelușii să revină în sânul familiei. De multe ori, finalul demersurilor e scris pentru mulți bebeluși la fel. Copiii ajung în îngrijirea statului. Pentru fiecare copil, prima măsură este cea care trebuie să o urmărim, e cea a plasamentului la rudele până la gradul 4, la familia extins. Dacă nu este posibil acest plasament, atunci copilul va fi preluat în regim de urgență într-un centru al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Apoi, dacă vorbim de un copil mic, pe plaja de vârstă 0-2 ani, el va fi plasat la un asistent maternal profesionist. Dacă vorbim de un copil mai mare, el poate să ajungă într-o casă de tip familial sau în plasament la asistent maternal de asemenea. Copilul poate fi dat spre adopție, dar aceste proceduri se pot desfășura doar după hotărârea unei instanțe.